Bine ați venit pe canalul meu, Criptorica. Am să fac astăzi un scurt videoclip, foarte scurt aș zice, doar să vă anunț că ADV Cash-ul scrie aici că de la 1 februarie nu mai putem să, de exemplu, eu aveam contul verificat la ei și prin intermediul cardului meu îmi încărcam contul. Acum nu se mai poate face așa ceva până la noi reglementări. Zice, transferurile bancare personale, SWIFT și SEPA nu au fost acceptate. Vă rog să rețineți că începând de cu 1 februarie 2018 nu vom mai accepta transferul SWIFT și SEPA de la expeditori privați pentru a-și finanța conturile personale în ADV Cash. Ca alternativă, sunteți bineveniți să faceți depozite de carduri utilizând cardurile Visa, Mastercard prin intermediul gateway-urilor, care nu prea știu ce înseamnă, o să mă informez, USD, la, direct fără conversie suplimentară de valută. De asemenea, puteți utiliza cardurile American Express prin intermediul gateway-urilor nostru ruble pentru aceste tipuri de carduri. Poți să-ți finanțezi alte portofele în acest fel, nu doar ruble cu conversie automată. Deci, dacă aveți un cont personal ADV Cash și ați utilizat transferuri bancare din contul dumneavoastră bancar personal pentru a face depozite, vă rog să nu trimiteți niciun transfer suplimentar de la bancă. Utilizați alte metode de finanțare. Care or fi alea, deocamdată nu știu, eu una trebuie să căutăm. Oricum, eu am găsit alternativa, este Coinflux, dar și Coinflux a făcut o schimbare zilele astea. Transferurile trimise și primite înainte de 1 februarie vor fi procesate ca de obicei. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru transferurile trimise după 1 februarie. Expeditorul va trebui să aranjeze returnarea oricăror astfel de transferuri în banca lor. Această actualizare de știri nu se referă la primirea de către terți a unor transferuri bancare de la companii. Deci, pentru companii se poate. Deci, urmărim posibilitatea de a aduce opțiunea de depozit SWIFT SEPA pentru conturile personale în momentul în care ne-am reorganizat procedurile administrative legate de astfel de transferuri. Și aici mai scrie închiderea programului, nu mai știu ce. Deci, nu mai putem să ne încărcăm contul din ADV Cash, să putem să cumpărăm criptomonede sau altceva prin intermediul acestui wallet. Și atunci eu mai de mult, de fapt, îmi făcusem cont la Coinflux, nu l-am folosit niciodată. Abia mi-au verificat documentele încă trebuie să-mi pun contul, IBAN-ul de la bancă. Dar și Coinfluxul are o informație. Începând de luni 22 ianuarie 2018, Coinflux se va muta într-o bancă nouă în care vom avea noi conturi bancare la Bancpost. Vechile noastre conturi bancare la Banca Cec vor fi închise. Pentru a evita întârzierile cu depozitele sau comenzile dumneavoastră, citiți următoarele întrebări și răspunsuri. Unde pot găsi noul cont bancar? Noul cont bancar este afișată pagini comenzi și depozite de pe platforma noastră și veți putea să-l copiați lipiți de acolo. Ce trebuie să fac? Începând de luni, pentru orice depozit sau comandă pe care îl veți efectua prin serviciul nostru, va trebui să trimiteți bani în noile noastre conturi, atât RON cât și euro. Am deja bani depozitați în portofelul Coinflux. Va fi afectat de această schimbare? Nu, banii sunt în siguranță. Am efectuat un transfer peste weekend în contul dumneavoastră curent check. Ce se întâmplă cu banii mei? Toate transferurile efectuate în acest weekend vor fi procesate imediat ce vor fi vizibile în conturile noastre luni, dar este posibil să aveți întârzieri.
ce se întâmplă dacă din greșeală voi trimite bani în contul. Contul nostru bancar va fi închis la începutul săptămânii viitoare. Dacă trimiteți bani în contul nostru bancar vechi, după ce acesta a fost închis, cec va refuza transferul și banii vor fi returnați în contul dumneavoastră după câteva zile. Aveți grijă deosebită pentru a evita întârzierile nedorite. De ce ați schimbat contul bancar? Și eu lucrez cu cec bank și știu că, adică ceea ce au spus ei aici este, așa este, doar cecul este vechiul cec, nu? Deci e de stat. Ce e de stat e reticent la tot ce e nou. El vrea să fie așa cum a fost dintotdeauna, pentru că el, statul, are control și asta îi place foarte mult. Ok, asta a fost o paranteză personală. Cec Bank nu este în măsură să arate depozitele, da, și eu când eu am la ei internet banking și când îmi intră banii, deci dacă astăzi e 20, abia de la 1 încolo eu îmi văd intrările și ieșirile și așa mai departe. Cec Bank nu este în măsură să arate depozitele de intrare în conturile noastre în timp real, ducând la întârzieri pentru clienții noștri. Am căutat un serviciu bancar alternativ timp de câteva săptămâni. Interesant este faptul că Czech Bank a decis de asemenea să pună capăt colaborării cu noi, astfel încât vom înceta să folosim cu desăvârșire serviciile noastre. Am ales să împărtășim aceste informații cu dumneavoastră, deoarece dorim ca clienții noștri să înțeleagă că multe bănci din România sunt reticente în a lucra cu companii de valută digitală, deoarece industria noastră nu este încă reglementată. Suntem acum în discuții avansate cu alte bănci și sperăm că vom putea oferi mai multe conturi de depozit în viitorul apropiat. Pentru moment nu putem decât să sperăm că noul nostru furnizor va fi capabil să se ocupe de volumul de afacere. Da, deci cam asta este. Coinflux este foarte simplu de folosit, din câte am văzut eu, dar eu deodată v-am zis, nu l-am folosit. Dar acum chiar că am să fiu obligată să-l folosesc, eu foloseam ADV Cash-ul, dar mi-am depus toate actele, tot ce mi-au cerut ei aici la profil, o copie după buletin, copie după un selfie și numărul de telefon și tot ce mi-au cerut ei aici și am contul verificat, admis, da? Deci este, acum trebuie aici la portofel, mi se pare, nici nu știu prea bine. Da, cred că trebuie să-mi încarc pe undeva, să-mi pun IBAN-ul de la banca mea ca să pot să-mi încarc banii. Ok, bine. Eu asta am vrut să vă spun. Atenție, nu mai încărcați contul din ADV Cash. De aceea am făcut acest scurt videoclip. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip și vă spun la revedere. Pa, pa!